Domnul. Amin. Pentru că nu ne-a răscumpărat cu piete prețioase, ci ne-a răscumpărat cu aur, ci cu sângele cel bun și scump al Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să-i fie jertfa. Amin. Am rămas cu citirea Bibliei în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, la versetul 12 în dimineața aceasta, până la versetul 15. Continuăm studiul nostru biblic din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 12 în dimineața aceasta. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjuiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Luați seama că nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți. Amin! Amin. Reocupați locurile. Titlul predicii din dimineața aceasta, pentru dumneavoastră cei din sală și pentru cei de la staff, să nu mă mai enerveze și să pun alte titluri, este: Nimeni nu este o insulă. Nimeni nu este o insulă. Pentru că dacă băgați de seamă, în momentul în care veți ajunge, și eu am trăit momentul ăla, știți că nu-ți trebuie cât îți trebuie, de la bucuria pe care o ai și liniștea, citești o carte, nu mă auzi dintr-o dată aici, comandantul, vă rugăm să vă pregătiți, pentru că avionul are o problemă tehnică. Nu-ți trebuie mai mare frământare decât să auzi dintr-o dată că ceva se întâmplă la avion. În clipa aceea vă garantez că nu o să vă gândiți niciunul dintre dumneavoastră: mă, să știi că nu mi-am schimbat uleiul la mașină, uite că am trecut 1000 de kilometri peste timpul în care trebuia să schimb uleiul. Vă garantez că o să uitați că aveți de tencuit acasă șura și că trebuie neapărat să vă duceți de la croitorie. Dacă scap acum din mare, din Atlantic sau din Mediteran, hai că acolo nu sunt rechini mediterane măcar. Dacă scap, uite, mă duc la, nu uit să-mi iau la rochea de la croitor săptămâna viitoare, miercuri. Vă garantez că nu vă gândiți la lucruri. Când veți ajunge în momente grave ale vieții, momente frământate, vă începe să vă gândiți la oameni. Cam pe avion, cam așa se auzea atunci: tu l-ai, Doamne, pruncii mei. Eram un avion plin cu români. N-auzeai decât: o, oh, George, George, cu cine te-ai însurat, om? Dintr-o dată ne gândim la relații, ne gândim la oameni. E bine, Sfântul Apostol Pavel vine dimineața aceasta să ne spună nouă că cea mai importantă, cele mai importante lucruri de pe fața pământului sunt relațiile pe care le poți avea în viață. Relațiile, legăturile dintre noi, pentru că Pavel spune: uitați cum să trăiți voi unii cu alții, ca să puteți să ajungeți cu toți în cer, cum trebuie să vă comportați unii față de alții, ca să puteți să ajungeți în împărăția lui Dumnezeu împreună. Ce relații trebuie să aveți voi între voi pe pământul acesta? Ce trebuie să faceți voi? Pentru că nimeni dintre voi nu e o insulă. Toți suntem cel puțin o peninsulă. Trebuie să lăsăm un canal de comunicare cu cei din exteriorul nostru. Pentru că, spuneam duminica trecută, a te urca într-un vâr de munte și a sta acolo, n-ai rezolvat nimic. Ești condamnată, în ghilimele zic, să trăiești între oameni și vă garantez că oamenii sunt frumoși, oamenii sunt buni. N-am pe nimeni, pentru că nici n-ai făcut efortul să ai pe cineva. Ca să ai pe cineva lângă tine, trebuie ca să mai dai de la tine. Tu vrei să rămâi cu traista plină și în același timp să fii și binecuvântat, nu se poate. Dacă nu spune Biblia că e mai ferice să dai, eu prima dată când mă gândesc că e mai ferice să dai, eu nu mă gândesc la bani, fraților. Eu nu mă gândesc la pâine, că asta suntem obligați, pentru că spunea un rus, Soloviov, pâinea aproapelui meu, o problemă pentru mine spirituală. E o obligație, zice el. Asta nu trebuie să mai punem în calcul. Pâinea aproapelor meu nu e o problemă economică, ci o problemă spirituală. Pâinea mea e o problemă economică, dar pâinea aproapelui meu e o problemă spirituală. Asta e treaba mea și nu trebuie ca să vorbim despre ea. Eu când mă gândesc că e mai ferice și da, eu mă gândesc la
relații, la dragoste, la timp pe care trebuie ca să îl investești oameni, ca să poți după aceea să stai înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu în primul rând și să spui: Domnule, uite, n-am trăit degeaba pe pământul acesta. Oricum, dacă trăiți în așa fel, frumos, curat, înaintea lui Dumnezeu, să știți că nu veți muri niciodată, pentru că voi vă veți revărsa în oameni și când voi veți muri, de fapt, bucățile din voi vor trăi prin ei, cuvintele voastre, faptele voastre, trăirile voastre. Sfântul Apostol Pavel spune câteva lucruri practice, ce trebuie să faceți ca să aveți relații bune între voi. Și primul lucru pe care spune Sfântul Apostol Pavel este: respectați-vă liderii spirituali. Respectați-vă liderii spirituali. Încă o dată citesc: de aceea spune, vă rugăm fraților să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Amin. Câte săptămâni a fost Sfântul Apostol Pavel în Tesalonic? 3 sabate, spune în Corinteni că a predicat acolo. Corect? 3 săptămâni a stat în Tesalonic. În 3 săptămâni de zile, vă rog să notați ce a făcut, în 3 săptămâni de zile a plantat o biserică acolo, nu era niciun pocăit în Tesalonic, să pricepem. Nu erau nici evrei, cei mai mulți dintre ei erau greci, Salonicul și astăzi este loc grecesc, da? Bun. Haideți să recapitulăm. În 3 săptămâni de zile, Sfântul Apostol Pavel a înființat o biserică acolo și a ordinat păstori și slujitori în locul acela, în 3 săptămâni de zile. Apoi a plecat, pentru că nu-i cere lui Timotei să facă păstori acolo, ci se duce și spune, ne spune nouă, le spune tesalonicenilor, prețuiți-i pe oamenii care sunt slujitorii voștri în Domnul acolo în Tesalonic. Adică e un lucru fantastic. Nu dă bine la ceea ce înțelegem noi. În trei săptămâni de zile să ai și păstori puși? Să zicem că nu e o botezat în prima săptămână, e o botezat în a doua. Cât ai avut de la botez până ai fost păstor? 2 săptămâni. E un lucru fantastic ceea ce ne dă de gândit cu viteza cu care Sfântul Apostol Pavel face niște lucruri acolo. Și spune prețuiții. Adică, nu știu, păstorii, slujitorii, dar nu e vorba numai de ei aici, că mi-am adus aminte de un păstor că stătea la spital acolo săracul, tot în tuburi, și apare unul din comitet și zice: frate, bucură-te, uite, zice că am votat 5-7, adică 7-5 am votat, 7 pentru și 5 au fost împotrivă, numai să ne rugăm pentru tine și pentru sănătatea ta. Mă gândesc așa, cu un asemenea vot, cum să nu te bucuri când știi că, uite, că am avut biruință, mai mult să roagă pentru mine în comite decât nu să roagă. Vorbim despre, aici nu vorbește despre păstori numai, pentru că eu văd aici 3 categorii de oameni. Vă rugăm, fraților, să vă priviți bine pe cei, pe cei ce se ostenesc pentru voi. Aceea, nu, biserica asta nu se ostenește pentru voi, doar se ostenește doar pentru voi păstorii. Vă dau un exemplu de ostăneală. Există oameni aici în biserica asta care la 1:30, membri acestei biserici, care la 1:30, după ce au mâncat pilaf, piureu, sarmale, la 1:30 sunt pat. Știți dumneavoastră că șoferii de pe microbuzele noastre nu se acasă până la 2. Deci voi sunteți sub plapumă mulți când ei încă nu au ajuns acasă. Nu vorbim de mâncare. Și ce spune Biblia? Pe cei ce se ostenesc între voi, se respectați din pricina slujbei lor. Osteneală aici, osteneală acolo, osteneală în spate, osteneală la ușă, osteneală aici, osteneală aici, osteneală o grămadă de locuri. Prețuiți-i pe aceia și respectați-i care se ostenesc pentru voi. Asta spune Sfânta Scriptură, așa văd eu, că scrie aici. În al doilea rând, observați pe cine să-i prețuiți. Unu, pe cei ce se ostenesc între voi, pe cei care vă cârmuiesc în Domnul. Aici e clar, aici nu mai există idei. Păstorii bisericii, zice ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Spune ca unii, în Evrei 13:17, ca unii care vor da socoteală de sufletele voastre. Repet, tata nu dă socoteală pentru fiică, nici soțul pentru soție. Singurii care dau socoteală pentru sufletele voastre sunt păstorii. Și dacă ei răspund înaintea lui Dumnezeu,
faceți-i să vă slujească cu bucurie, nu suspinând, spune în cartea Evreilor, să o facă bine, că oricum dau socoteală înaintea lui Dumnezeu și pentru ei și pentru voi. Singurii oameni din Sfânta Scriptură care nu dau socoteală numai pentru ei. Noi fiecare, ceilalți, dăm socoteală numai pentru noi. Dar ei dau socoteală și pentru voi. Spune, respectați-i pe cei ce se ostenesc, pe cei ce vă cârmuiesc și, în a treilea rând, pe cei care vă sfătuiesc. Astea sunt consilierii, acei Barnaba pe care aveți în biserică, la care simțiți că trebuie să vă duceți să spuneți problemele voastre, frământările voastre, necazurile voastre. Pot să fie bărbați, femei, avem deja școală de consiliere în care foarte mulți frați și surori din biserica noastră sunt implicați în biserică și vor să vă asculte, să spună ce te doare, ce te apasă, pentru că ne legăm între noi cu fire invizibile. Ei, dragilor, respectul acesta și dragostea trebuie exprimate prin cuvinte, nu? Uite, apreciez ceea ce faci, îmi place ceea ce faci și mulțumesc Dumnezeu pentru ceea ce faceți, pentru osteneala voastră, să vă duceți să spuneți că știți cât contează pentru ei odată să le spuneți că voi apreciați ceea ce face ei, ceea ce fac ei. Să vă duceți acolo în spate la cei de la staff, să vă duceți la cei de la ordine, să le vă duceți la școala duminicală, la învățătoare, la ceilalți de pe scenă care slujesc, la cei care fac o anumită lucrare, să spună, uite, să spuneți un mulțumesc șoferilor de microbuze care vă duc. Nu vă dați seama pentru ei ce ar însemna, să spunem, asta înseamnă un cuvânt, dar poate că înseamnă și un gest. O strângere de mână, o bătaie pe umăr, eu știu, un mic cadou, că nu-i greu, un pix, dacă îi dai, un nu știu mai ce, să zică, uite, din partea mea, pentru că mă aduci, că faci, contează, gesturile acestea sunt fundamentale, contează enorm de mult. Faceți-le și păstorul viață ușoară. Când o întreba pe un păstor, zice, cât lucrează în biserica ta? Așa, toți, zice, la mine în biserică lucrează, 50% pentru mine, 50% împotriva mea, zice, dar toți lucrau. Deci era o biserică activă. Adică faceți ca să lucrați toți, pentru ca biserica să meargă bine. Cei ce se ostenesc, cei ce vă cârmuiesc și cei care vă sfătuiesc, spune Sfântul Apostol Pavel, respectați-vă acești lideri spirituali. Nu uitați un lucru, războiul nu este al nostru. Lucrați împotriva noastră și pierdem. Și cine pierde? Dumnezeu și lucrarea Lui. Nu-i nici biserica mea, nu-i nici biserica lui, nu știu mai care, este lucrarea lui Dumnezeu. Și când se întâmplă ceva să meargă rău, să știți că primul e afectat Dumnezeu, că e a Lui, ne-a spus, e casa ta. Păi dacă e a Lui, atunci nu ne comportăm în ea ca și golani, nu? Trebuie să ne purtăm ca niște oameni al lui Dumnezeu în locul acesta. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că, cel puțin, în numele slujitorilor vă spun, cel puțin de 5 ani de zile de când ne-am mutat în locul acesta, nu am făcut slujba suspinând niciunul dintre noi din cauza dumneavoastră. Domnul să vă răsplătească pentru asta, amin. În a doilea rând, trăiți în pace cu ceilalți. Dacă vreți să aveți relații bune unii cu ceilalți, trăiți în pace, spune aici versetul 13, partea finală. Trăiți în pace între voi. Știți, diavolul vrea ca să ne despartă. Să despartă oamenii, prietenii, familiile, căsătorii, de cei căsătorii se despartă unii pe alții, să despartă bisericile, să se rupă. Diavolul vrea să facă rău. Și pentru că diavolul vrea să facă rău, pentru că el e tata celor care scot rapid pistolul și cuțitul, dinamita, ăia care le sare muștarul imediat. Pentru că diavolul îi mână și adună pe oamenii aia. Spune Biblia, trăiți în pace între voi. Știți când a fost ultima bătălie, parcă m-am povestit odată, ultima bătălie între gladiatori, ăia care se băteau până se omoreau acolo pe scenele romane? În anul 391. Marea mea frământare e alta. Dacă împăratul Constantin cel Mare, dacă el a dat ordin în 313 ca biserica creștină să fie o biserică nu acceptată de stat, ci până să devină biserică conducătoare. Biserica aceasta a fost puternică. Ce s-a întâmplat încă 60-70 de ani că s-au omorât ei ca pe bandă? Că până la urmă la biserică mai că pariat pe ei. Știți când a fost ultima bătălie de gladiatori? În 391, când un om care astăzi e sfânt în Biserica Catolică, Sfântul Telemac, o sărit, era călugăr, o sărit în mijlocul unei arene și o luat amândoi gladiatorii și o spus, pentru numele lui Dumnezeu, opriți-vă. Și ăia, pentru că erau foarte lupi și foarte răi, l-au omorât, o băgat amândoi cuțitele în...
Și biserica l-a canonizat Sfântul Telemac. Mă gândeam un lucru că mă gândeam la lucru dacă nu cumva cuvântul Tolomac vine de acolo. Pentru că la noi făcătorul de pace, ăla care nu sare și el cu cuțitul, ăla care nu pune mâna pe dinamită, ăla e considerat ca un Tolomac. Cred că e de cercetat această apropiere de nume, de la Telemacus la Tolomacus. Pentru că zice, băi, zice, uite-te la el, putea să-i răspundă, mă. Putea să-i spună că tu ești mai pregătită, mă. Că tu ai state vechi, tu până te-ai botezat, că tu erai considerată o bombă cu ceas pe strada voastră, în cartier, în Beiuș. N-ai ști tu să spui câteva lucruri la cineva? Nu merită, câteodată și parcă simți că merită, măi. Spune Sfânta Scriptură, fericiți făcătorii de pace. Fericiți făcătorii. Aici e ceva, aici e un lucru extraordinar, că Roman 12, vorbeam cu studenții ieri la predicare, Roman 12 cu 18 spune, dacă e cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Mereu v-am citat doar jumate de verset, că mi-a fost frică de prima parte. Zice așa, i-am zis mereu, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace unii cu alții, pentru că în mod voit n-am vrut să vă bag idei în cap. Știți că există aici o portiță de scăpare la o grămadă de frați și surori. Știți care e? Dacă e cu putință. Frate, nu e cu putință. O să vă explic cum e cu putință asta. Zice, dacă e cu putință și Biblia vorbește de el, de celălalt, nu de tine. La tine e obligație. La el e dacă e cu putință. Adică tu zici, hai să facem pace. Dacă el zice, nu vreau, e treaba lui. Dacă e cu putință, ar fi ca amândoi să zică, da mă, hai să facem pace. Dar dacă el nu vrea, înseamnă că nu e cu putință. La el, nu la tine. La tine e cu putință. La tine toate sunt cu putință. Tu zi bună ziua și dacă el nu zice. Tu iartă și dacă el nu iartă. Tu întinde mâna și dacă el nu întinde. Și atunci e cu putință la tine, cu putință nu e la el. Să nu cumva să căutați portițe de scăpare aici, că dacă e cu putință și nu e cu putință. Nu voi trebuie să o spuneți. Lasă-o să o spună ei. Că tu măcar, chiar dacă el nu-ți întinde mâna care ai întins-o, măcar tu știi că ești în voia lui Dumnezeu. Eu mi-am făcut lucrarea. Eu m-am dus, m-am umilit, m-am pus jos, am dat mâna, am zis, iartă-mă dacă tu nu o accepți. Vă garantez că o să puteți dormi liniștiți după aia. Credeți asta? În a treilea rând, spune Sfânta Scriptură, dacă vreți să aveți relații bune unii cu ceilalți, întoarceți din drum pe cei greșiți. Mergem mai departe. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Tot ar fi frumos aici în versetul ăsta dacă ar fi tradus bine. Cuvântul folosit în limba greacă este mustrații pe dezertori. E același cuvânt folosit pentru dezertori, cuvântul trăit în neorânduială. În momentul în care vezi pe unul, după ce l-ai văzut acei, că nu merge bine pe drum, du-te și spune-i tu. Eu zic și nu mă bag, e obligația ta, pentru că trebuie să ai ca motivație dragostea față de el. Frate, hai să stăm aici la un ceai, îl bem împreună și vreau să spun un lucru. Vreau să ajung cu tine în cer. Unul la mână, doi, te iubesc. Trei, dacă nu o fac, simt că pleznesc. Pentru că nu mă lasă dragostea lui Dumnezeu. Știți ce-s pentru tine? Știți ce trebuie să fiți pentru oamenii aceștia? Pentru cei care călătoriți pe șosea, pe autobenzi, este și pe alte șosele mari, există o obligație a constructorului, acum, ca să facă numitul marcaj rezonator. Pentru cei care... În clipa aceea când treci cu roata pe acolo, se aude... Pentru că creierul trezește-te că dacă nu ești la poarta raiului, ăsta e rezonatorul.
Asta trebuie să fiți voi pentru ăia. Încadrați-i cu marcaje rezonatoare pe o parte și pe alta și când ei se duc, dau de marcaj. Marcajul ăla e dușmanul nostru? Prietenul nostru. Ne place de marcaj rezonator? Nu. Numai eu, că sunt puțin masochist, mă duc cu roata vreo 2 km pe el. Înțelegeți ideea? Nimănui nu-i place marcajul rezonator. Nimănui nu-i place piuitul ăla. Dar e pentru tine ca să te trezească. Pe cei care vedeți că merg în stânga și în dreapta și dau în șanțuri, e mor. Blestemat să fie, zice în Ieremia, blestemat să fie străjerul care vede că omul se duce în cap și nu zice nimic. Cea mai mare prostie care puteți să o faceți este ca să lăsați pe păstori să facă treaba asta. Las că mă duc să-i spun la păstor. Nu, nu. Dacă tu ești prietena lui sau prietenul lui, du-te tu că tu ai cuvânt mai mare decât noi și știi cum să-l iei. Tu ai putere mai mare asupra lui, că tu cu el mănânci pizza toată ziua, pe tine te ascultă. Zice Biblia că dacă nu te ascultă pe tine, abia atunci să vii la el, la noi cu el, să spui problema. Dar prima dată încearcă tu! Noi de multe ori când suntem de obosâți și las că o rezolvăm, noi mea direct grenade, tot ce avem, nu avem poate nici răbdare, e simplu. Dar tu e altfel, tu te-ai botezat toată cu el, cu ea. Trăiți în pace între voi și respectați-vă liderii și întoarceți-i din drum pe dezertori. Ăsta este cuvântul, folosit același cuvânt pentru dezertorii din armată. Dar motivația cu care trebuie să o faci, asta trebuie să fie dragostea, iubirea. După ce ți-ai curățit mintea de orice lucru, domnule, din dragoste o faci, o că îți place. Că dacă îți place, atunci e o problemă gravă cu tine. Las că mă duc eu să-i spun acum, că parcă cuvântul la mulți le-a plăcut, de aia l-am accentuat. Mustrați-i! Dacă ți-a plăcut cuvântul ăsta, eu zic să nu te duci tu. Las pe alții, care nu le place cuvântul, ci numai dragostea. Cuvântul ăsta să nu vă placă niciodată. E obligatoriu, dar să nu vă placă. În a patrulea rând, dacă vreți să aveți relații bune unii cu alții, îmbărbătați-i pe cei ce se tem. Mergem mai departe, cuvântul deznădăjuiți este frică. Îmbărbătați pe cei deznădăjuiți, pe cei cărora le este greu, să vă traduc, să meargă mai departe, deznădăjuiți, pe cei cu frică. Că sunt oameni care nu mai pot merge mai departe. Am fost ieri împreună cu aici cu fratele Sacaciu, Teo Sacaciu, pastor, 8 ani de zile a fost pastor numai la o biserică americană, un român de-al nostru. E singurul pastor pe care l-am cunoscut în viața mea care s-a dus acasă și a făcut avion singur, care a zburat 10 ani. O hotărât să-și facă avion. Din ce cauză? Că o zis de la multele ședințe de comitet care le avea. 22.000 de găuri, 5, mi-a explicat tot, sunt ori 5, fiecare gaură are 5 feluri de șuruburi care trebuie băgate și tot felul de lucruri astea, ca să-i treacă nervii, știți? Construit nu știu câți ani de zile și-a construit propriul avion, s-a speriat, o duc și fras cu el. Am zis că îmi fac și eu o parapantă măcar, de pe dealul Petranilor, că am și eu de dus-o câțiva frați. Că e mult mai periculoasă, cred. 70, el ne povestea că 75% dintre pastori din America renunță la pastorație în primii 10 ani. 75% dintre pastori din America renunță la pastorație în primii 10 ani. Și acum ascultați, doar 1 din 10 ies la pensie din pastorație. Cifra e prăpăt.
Deci, unul din 10 care pornesc să fie pastor ies la pensie din pastorație. Să pierd 9, să pierd pe drum din 10. Nu mai rezist. Nu mai pot. Cred că ați înțeles. Oamenii aceștia sunt deznădăjuiți. Dumneavoastră să nu cumva să credeți că Biblia se referă numai la cel care și-a pierdut pruncul. Sau serviciu. Sau sănătate. Deznădăjuitul e ăla care nu mai găsește resurse să meargă înainte. Nu mai pot. Încurajează-i cu cuvântul. Pavel cu cuvântul încurajează. Încurajează-i cu vorba. Ești bun. Poți. Poți. Că zice numai, mă, dar faci un lucru foarte bun, măi. Nu te opri, nu te opri, nu te opri. E încurajare. El zice, el la un moment dat, când e frică, el nu mai vede binele din față. El nu vede cât bine poate aduce. El se vede doar pe el, el nu ne mai vede pe noi. Și Biblia ne spune să încurajăm pe oamenii aceia, pentru că, de fapt, slujirea lor e importantă pentru fiecare. Nu o face el. În Isaia, în capitolul 41 cu 10, ascultați ce face marele maestru al încurajării, Dumnezeu. Toată Biblia e plină de cuvinte de încurajare de la Dumnezeu. El și când are câte o prorocie rea pentru noi, ultimele cuvinte prorociei, dar nu te voi lăsa, dar nu te voi uita. Dacă te vei întoarce la mine, voi fi iarăși Dumnezeu tău. M-am logodit cu tine, m-am căsătorit cu tine, ce Dumnezeu. Nu te las, Israele, nu te las. Ascultați cuvinte de încurajare. Nu te teme, Isaia 41 cu 10, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Te pot părăsi părinții și soția și soțul și copiii, prietenii și frață, nu te teme, eu sunt cu tine. Te pot părăsi medicii să spună cazul e fără speranță, Doamne, duceți-l acasă. Pot părăsi avocații, te pot părăsi bancherii, băncile și banii, nu te teme, eu sunt cu tine. Zice, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeu tău. Nu privi cu îngrijorare, ce Dumnezeu. Eu te întăresc și eu îți vin în ajutor. Eu îți vin în ajutor. Nu te teme, nu mai privi cu îngrijorare, că eu sunt Dumnezeu tău, eu sunt cu tine. Încurajare. Și atunci când lucrurile merg rău, trebuie să găsești sau să poți să-l încurajezi pe celălalt de lângă tine. Că sunt cuvinte frumoase, deși parcă nu totdeauna reușim. Povestea o zilele acestea, unul, domnule, dar știam că e fotbalist. De ce te-ai lăsat din fotbal? Și am pățit și eu, zice, m-am lăsat de fotbal, mi-a spus antrenorul. Ce ți-a spus? Zice, arăți ca Tarzan, dar joci fotbal ca Jane. Și gata a fost. Pentru cei care ați văzut pe Tarzan, țineți minte că avea și o soție, Jane. Arătai al ca Tarzan, dar juca fotbal ca și domnița. Și așa că au hotărât să se lase până la urmă, pentru că și-o dat seama că poate așa era. Încurajați-i, uite, hai că poți. Îmbărbătați-i, ridicați-i pe cei, îmbărbătați-i pe cei care se tem, pentru că mai există după aceea ceva interesant. Ascultați ce spune aici. Îmbărbătați pe cei deznădăjuiți. Acum, sprijiniți pe cei slabi. Ați auzit de cuvântul proptă. Sprijiniți-i pe cei slabi. Zilele acestea citeam despre corectitudinea politică, că am vrut să spun ceva joi seara, dar m-am oprit la timp. Haideți să vă explic cum s-o duc cu cuvântul invalid. Invalidul, omul în cărucior, să zicem, da? Uitați puțin termenii care s-au folosit în anii aceștia. Prima dată s-au spus invalid, așa știu noi că omul care nu umble invalid. Țineți minte. După aceea a devenit handicapat. Asta a fost după invalid. A devenit persoană cu handicap, handicapat. De la handicapat a ajuns persoană cu dizabilități.
nu mai ai voie să mi-ai spui handicapat, o trebuie ca să spune mai mulți 12 ani persoană cu dizabilități. Apoi, după ce am spus persoană cu dizabilități, în urmă cu 8 ani de zile s-a dat ordin să nu se mai spună nici măcar persoană cu dizabilități, ci persoană cu nevoi speciale. Ești frumoase cuvintele? Da, numai că nu-l ajută. E tot în corul ce-o rămâne. Noi putem să, știți cum putem noi să aranjăm vorbele frumoase? Dar omul rămâne tot acolo. Corect? Sprijiniți-i pe cei slabi, indiferent cum se numesc. Invaliz sau persoane cu nevoi speciale. Dacă vă rog frumos, dacă vă rog să-mi arătați o persoană din locul acesta care nu are vreo nevoie specială, atunci cel puțin după cuvântul ăsta de aici toți suntem niște handicapați. Fraților, am dreptate sau nu am dreptate? Dacă un om care e în căruciorul cu rotile este o persoană cu nevoi speciale, păi eu vreau să arăt că am putea lua pensii toți de aici. Dacă ăsta e criteriul, cu cuvântul ăsta, persoană cu nevoi speciale. Adică va trebui ca să îl ajuți pe un om să rămână vertical. Pentru că omul are tendința la un moment dat să devină persoană prea cu nevoi speciale, să se ducă în cap, în față, în spate și zice, pune-ți-i proptă. Exact ca și cu Moise, că nu mai putut, zice că Hur a pus o piatră sub el. Sub el. Nu în cap. Adică încercați să lăsați piatra jos. Așezați-l pe piatră. Nu așezați piatra pe el. Persoană cu nevoi speciale era Moise, dar de atâtea ori ai simțit că te clatini. Așa spune în Biblie, ziua în amiaza mare, mă clatin. E atunci ai nevoie de propte, să te țină vertical, drept. M-am tot gândit cum ar trebui să vă spun practica asta. Haideți să vă explic cum merge. Eram într-o zi, numai cu câțiva ani de zile la mare, o familie cu 4 prunci. Stăteau și copiii erau în apă, ieșiteau pe mal. Au discuție. Bine, zice, dacă aveam 2 numai. Discuții mama și tata. Ăștia erau 4. Cam zice, nu trebuia ca să facem tot așa cu ochii. Zice, e tu băieță, că eu e o fetă. Aveau 2 băieți și 2 fete. Și continuă făceau așa, știi, de la o fată la alta. Dacă era numai unul, un lucru extraordinar ăsta, adică să ai o persoană pe care să ții ochii, în caz că se bagă sub apă să sări după ea, dacă sunt mai mulți, mai pierzi din ei. Poate că merge asta la apă, în viața reală nu totdeauna funcționează, dar voi că pocăiți, alegeți-vă cel mai clătinat om din biserica aceasta și fiți cu ochii pe el. M-ați înțeles ce am zis? Cel mai slab om din biserica asta, alegeți-l voi cu ochii, stați cu ochii pe el și când vedeți că să duceți-vă la el. Dacă nu vă fac frații de aici din față o listă cu ei, dumneavoastră țineți ochii pe unul. Pentru că trebuie să sprijiniți pe cei care se clatină. Apoi urmează, fiți răbdători cu toți. Cel mai greu punct al acestei predici. E greu în viacul ăsta să fii răbdător cu toată lumea. E foarte greu. Păi ce-mi dai seama că e greu cu noi ca să fim răbdători? Ia încercați să stați un minut la semafor să vedeți ce fac degetele pe volan. Un minut. Fiți răbdători. Ia să stați 5 minute la semafor. Câți dintre dumneavoastră n-ați rămas fără permis când fură semaforile astea pe acei? Că numai n-ați mai avut răbdare. Un minut. Fiți răbdători cu toți. Cu toți.
Eu numai zilele astea fugi după un frate rom, pe pantă în jos, acela la birou. Am zis, când te prind, eu am de zile stresat cu el. I-am făcut și Ovidiu știe, poate să confirme aici în fața dumneavoastră. Soția lui are 260 de chile. 260. I-am făcut cărucior special. Mi-am dus la spital. I-am dus salteaua, că-i treaba salteaua. I-am dus salteaua, am dus bani, am dus management. Acum mă sună ea. Nu știu, nu-i făcut rost din număr. Am blocat numărul respectiv. După aceea m-a mai sunat odată cu alt număr și am spus, femeie, de unde ai atâtea numere de telefon? Din salon, zice. Ea tot lua numerele lor de telefon, mă sună, eu tot blocam pe el. Nu reușeam să blochez eu pe cât venea un salon. Ce vrei să spui? O fugit de la mine, zice. El! Cum să fugă de la tine? După ce și l-am trimis și cu niște bani mai mulți și nu mai veni la ea. Când eram copt, fript din cauza lui, nu mă apare frumos, aranjat, cănit, mustață aranjat. Deci, neagră, neagră, ca pana corbului. Iartă-mă, zice către mine. Ajută-mă să-i cumpăr, asta a fost alaltă ieri, ajută-mă să-i cumpăr, zice, niște vazelină din aia, să dau pe la încheieturi. Având 260 de chiliari și vazelină câte 4-6 tuburi, dragi. Zic, unde ai fost? Răspuns dezarmant, la mama! N-am mai avut ce face, am fugit după el, nu l-am ajuns. Fiți rădători cu toți. S-o bucura mama sa de banii ultimi. Proverbe 15:18, un om iute la mânie stârnește certuri. Biblia zice în Corinteni 13 că dragostea trebuie să vă fie îndelung răbdătoare. Știți ce spune Talmudul despre Avram, o întâmplare cu Avram? Și apropo că asta trebuie să fie ideea noastră de a fi răbdători cu toată lumea. Ascultați-l. Zice că Talmudul povestește că Avram stătea în zăpușala zilei acasă și el aștepta să-i vină oaspeți. Și au venit într-o zi un zdrențăros la el și a zis Avram, Sara, pregătește vițelul, hai că Dumnezeu ne-a trimis oaspeță. Și a pregătit Avram, Sara vițel și i-a făcut de mâncare la om, l-a îmbrăcat Avram, l-a pus la farfurie, ziceam, o să ne rugăm, zice Avram. Eu zice celă, eu nu mă rog, eu nu cred în Dumnezeu. Serios, zice Avram. Și l-a luat de turul pantalonilor și l-a zălit pe ușa afară, până nu a apucat să guste din vițel. Înțelegeți? Noaptea s-a culcat Avram al nostru, ce Talmudul, și noaptea a venit Dumnezeu în vis. Și a spus Dumnezeu așa, bă, Avrame, eu de 70 de ani îl rapt și mă blastăm în fiecare zi. De 70 de ani. Și tu nu-l putuși răbda o noapte, mă, Avrame. O noapte? V-a spus întrebarea că cu aia cu care e greu să fii răbdător, o zi, un ceas, Dumnezeu e rabdă de 30, 50, de nu știu câți ani de zile. Și ascultați-mă când vă înjură, pe Dumnezeu îl lovește. Când vă bajocorește, pe Dumnezeu îl bajocorește. Nu este așa. Biblia zice, nu fiți răbdători cu cei din casă. Nu fiți răbdători cu frații. Fiți răbdători cu toți. Aia e cel mai greu lucru. Cu toată lumea. Răbdător. Doamne, dă-mi răbdarea Ta. Doamne, dă-mi îndelungă răbdare. Și Doamne, dă-mi răbdarea Sfinților când se sfârșește și îndelungă răbdare. Care este răbdarea Sfinților? Să se poată tăia lemne pe tine și să poți mulțumi lui Dumnezeu pentru masaj. Bine? Ai grijă că și tu mă termin cu rând de lungă răbdare. Glumeam. Și ultimul lucru care vreau să închei în dimineața aceasta este ca să nu vă răzbunați niciodată. Pentru că știți cu ce sfârșește Sfântul Apostol Pavel aici? Zice, luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău
pentru rău. De ce zice Biblia că e greu să renunți la răzbunare? Știți de ce? Pentru că răzbunarea este un instinct. Și eu n-am știut asta până acum. Mi-a spus doctorul zilele acestea că răzbunarea e instinct uman. Ca mâncarea, ca și orice, instinct. Face parte din spiritul nostru de supraviețuire. Dacă, de exemplu, cineva vrea să te lovească și face așa, automat ai făcut așa. Și în momentul în care încearcă să apese, face așa. Instinct. De aceea trebuie potolită. Face parte din firea pământească care e noi, răzbunarea. Să zici și tu. Să dai și tu, să lovești și tu. În 1 Petru 3:9 spune Sfântul Apostol Petru, nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, pentru că la aceasta ați fost chemați. Și noi am crezut că suntem chemați la pocăință, mă. Păi, dar nu putem ajunge la pocăință aici până când ajungem acolo. Noi am fost chemați ca să binecuvântăm. Te-o călcat în picioare și pe Hristos. Și pe Hristos. Cum ar trebui să trăim în lumea aceasta? Recapitulăm? Dacă vreți să aveți relații bune, respectați-vă liderii spirituali. De aici încep, cu respectul. Un neam care nu mai are respect, nu mai are nimic. Trăiți în pace cu ceilalți. Atârnă de voi. Dacă e cu putință, atârnă de ei. Întoarceți-i din drum pe cei dezertori, pe cei greșiți. Îmbărbătați-i pe cei ce se tem. Rezemați-i, împroptiți-i pe aia care se clatină. Fiți răbdători cu toți. Și nu vă răzbunați, pentru că răzbunarea întotdeauna este a... E mai subtil ca voi în răzbunare. Și ascultați-mă. Și mai dur. Nici în cele mai negre filme nu te putea răzbuna cum o poate face Dumnezeu când e vorba de tine, dacă ești copilul Lui. N-ai tu manuale în lumea asta ca să-ți apere Dumnezeu pricina, ca să-ți apere tu pricina cum ți-o poate apăra Dumnezeu. Credeți asta? Atunci lăsați-L pe El. Nu o faceți voi. Cu mâna Lui o face El. Voi trebuie să iubiți. Câți din dumneavoastră a citit Crucea și Pumnalul al lui David Wilkerson? Ridicați mâna sus. A fost în biblioteca bisericii. Are niște prediscrise extraordinare. Pentru cei care știți, dar cred că sunt și dublate o parte dintre cele audio. Nu știu dacă dumneavoastră știți că David Wilkerson a murit într-un accident de mașină. Știți asta? În urmă cu câțiva ani de zile a fost toată tragedia aceasta. Un om ale Dumnezeu a murit și el, vă mai povesti duminica trecută de fratele Kate Green, care a murit și el împreună cu copiii lui într-un accident de avion. Și sfinții mor. Și sfinții mor în accidente și asta e și trebuie să o gândim așa. Dar unul dintre lucrurile pe care poate că nu le-a știut a fost faptul că fratele Wilkerson a fost păstorul unei biserici din care a plecat după ce Dumnezeu i-a spus să se mute la New York. Deci păstor de țară, Dumnezeu îl mută la capitală. Și știți ce a spus unde să-l mute? Bă, biserică mare, el e predicator bun. O, Dumnezeu, nu. Nu, nu. Nu în centru. Ea este o periferie unde sunt toți drogați. Acolo e locul tău. Când m-am dus acolo, zice, am văzut iadul. Cu seringele în venă, cu cuțitul la brâu, bandele se băteau pentru droguri, supremația de a putea să împachetez drogurile și să le vinzi la alții. O nebunie. Acolo a început să le vorbească despre Dumnezeu și știți ce au înțeles ăia? Că cineva vine și le fură mălaiul, praf. Că dacă se pocăiesc ăia, la cine mai vinzi droguri, mă? Dintr-o dată s-a trezit dușman cu liderii, cu liderii bandelor care dețineau supremația. Și unul dintre oamenii aceștia răi,
huligan, se numea Nicky Cruz. A scris o carte și el. Și a venit la fratele Wilkerson și a spus: vezi cuțitul ăsta? A scos cuțitul în fața lui și a zis: cu cuțitul ăsta meu te tau bucății. La care a spus: fă-o, Nicky. Dacă asta simți, fă-o. Dar să nu uiți, Nicky, că mă vei tăia bucăți cu cuțitul. Fiecare bucată din mine va striga către tine, Nicky, că Iisus te iubește. Și atunci zice, în loc să ai o gură care să-ți vorbească, vei avea 100 de bucăți care să-ți vorbească că Iisus te iubește. Când a murit fratele Wilkerson în accident de mașină, știți cine a predicat la mormântarea lui? Pastorul Nicky Cruz, care s-a pocăit câteva zile mai târziu pentru că nu l-a mai lăsat cuvântul ăsta că Iisus te iubește, și o spune un om care îl tai cu cuțitul. Omul care a fost crescut și casa care astăzi păstorește un grup de biserici în Statele Unite ale Americii și care a predicat la mormântarea fratelui Wilkerson. Dacă te vor tăia fiecare bucată din tine, trebuie să strige că Iisus Hristos îi iubește pe oamenii din Beiuș. Că Iisus Hristos îi iubește pe oamenii din Beiuș, așa cum te-a iubit pe tine, așa cum a iubit pe mine, așa cum vă iubește pe voi. Înțelegeți ce zic? Vreți să trăiți cu oamenii pe pământul acesta? Trăiți obligatoriu, cum zice Pavel și cum a spus eu. Dacă nu vreți așa, ascultați-mă. Duceți-vă că mai sunt munți neexplorați în România. Urcați-vă în vârf de munte și stați acolo. În viață oricum primești mai multă dragoste, mai puțină dragoste decât dai. Asta e lege. Dacă nu dați nimic, vă garantez că nu o să primiți chiar nimic. Iubiți că tă mai rămâne ceva. Stăm la masă cu cel care a venit în lumea noastră și nu numai nu ne-a mântuit, ci și ne-a învățat cum să trăim. Și a zis, cum spunea Adi, cum am trăit eu, cum e el, așa suntem și noi. Dacă nu semănăm cu el și dacă nu trăim ca el, n-are rost să ne petrecem, adică nu, să ne pierdem timpul aici. Deci dacă nu trăim ca și Iisus Hristos, nu mai veniți pe scaunele astea. Pentru că ne-am ratat. Și suntem mai ratați că e care acum stau pe afară. Pentru că suntem ratați religioși. Ați înțeles? Haideți să ne ridicăm și să-i spunem Domnului în dimineața aceasta doar atât. Doamne Iisuse Hristoase, vreau să trăiesc împreună cu frații mei pe pământul acesta și cu toată lumea în pace și în binecuvântare. Vreau să am relații bune cu toți. Vreau să fiu un om al sprijinului. Vreau să fiu un om al încurajării. Vreau să fiu un om care să iubească, Doamne. Vreau să fiu un om care să respecte. Să respecte pe cei ce se osteresc, pe cei ce ne cârmuiesc, pe cei care ne sfătuiesc. Vreau, Doamne Dumnezeule, ca să trăiesc frumos pe pământul acesta. Nu vreau să mă răzbun. Răzbunarea a ta întotdeauna. Vreau, Doamne Dumnezeule, să fiu răbdător cu toți. Vreau să te iubesc din toată inima. Vreau ca înaintea acestei cântări, vreau ca să ne rugăm lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, binecuvintează și pâinea pe care o avem pe masă. Contează foarte mult ca voi, ca biserică, să vă rugați, și știți de ce? Pentru că înfrângerea aceasta a pâinii i-a ascuns trupul lui Iisus Hristos cum în vin i-a ascuns sângele Lui. De aceea, Doamne Iisuse Hristoase, prin Duhul Tău cel Sfânt, prefă bucata aceasta de pâine în trupul Tău. Și prin Duhul Tău cel Sfânt, prefă vinul acesta în scump sângele Tău cel Sfânt.
Binecuvintează-i, Doamne, pe ceea ce se vor împărtăși. Binecuvintează-i, Doamne, pe ceea ce nu se vor împărtăși. Ajută-ne, Doamne, ca să înțelegem că Tu ești Domnul care ne chem să stăm cu Tine la masă. Te rog în numele Lui Iisus Hristos, fă să avem și noi dorința pe care ai avut-o Tu să mănânci Paștele astea împreună cu noi. Doamne, e ultima împărtășanie din anul acesta, dar poate să fie ultima împărtășanie pe pământul acesta. Te rugăm, pregătește-ne pentru clipa întâlnirii cu Tine acolo sus în cer. Te rog în dimineața aceasta, Doamne, ai milă și binecuvântă slujitorii care vor oficia actul cinei sfinte. Și binecuvântă, Doamne, întreaga biserică. Ne vor ruga cu toții timp în care împreună cu frații slujitori, ne vor ruga ca Dumnezeu să binecuvinteze pâinea și pe mesele fraților. Ce sunt sute de oameni care se împărtășesc împreună cu noi în clipa aceasta. O, binecuvântă-i, Doamne, și pe ei! Umple cu Duhul Tău cel Sfânt, umple cu prezența Ta, cu harul Tău, Doamne Dumnezeule, vindecă-i și pe ei în clipa aceasta. Te rugăm, Hristoase Dumnezeule, în cămăruțele lor, în casele lor, în grupele lor de părtășie, în bisericile lor, în adunările lor de casă, în clipa aceasta când se împărtășesc cu noi. Te rog, Doamne, fă să simtă prezența Duhului Tău cel Sfânt. Când veți lua bucata de pâine, când se va sfârși rugăciunea, cei care se împărtășesc rămân în picioare. Când veți lua bucata de pâine în mână, așteptați până când vi se va spune de aici, de la amvon. Haidem din toată inima să ne rugăm, Domnule, timp în care împreună cu frații slujitori frângem pâinea. Și dacă mai sunt aici în biserică frați, diaconi sau prezbiteri sau păstori, invit să vină aici cu noi să facem împreună frângerea pâinii. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului.
Iisus de oameni și de împărat, mai sus de toate pe care le-ai creat, sus de lume, mai sus de înțelept, tu ai fost, rămâi în veci de lemn, mai sus de David Wilkerson să-i spună lui Nicky că fiecare bucată din el îi va spune că Dumnezeu îl iubește. Înainte de acest lucru, spune Sfânta Scriptură, în noaptea în care a fost vândut, Domnul Iisus, știind că de la Dumnezeu vine și la Dumnezeu se duce, a luat o pâine, un tot unitar, pe care a frânt-o și le-a dat ucenicilor zicând: luați și mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor voastre.
și le spunea ucenicilor, mâncați toți din el, căci ori de câte ori, zicea Pavel mai târziu, mâncați din pâinea aceasta, vestiți moartea Domnului până când va veni El. De ce să mâncăm? Pentru că pâinea care reprezintă un tot unitar se împarte între noi și apoi împreună reconstituim trupul Domnului Iisus Hristos mâncând din pâinea aceasta. De aceea, la porunca Domnului, spun în dimineața aceasta, luați și mâncați trupul Domnului Iisus Hristos. Mâncați toți din El. Amin. Crucea de la Golgota, Doamne, vin și îngenunchez cu viața mea. Sunt obosit de-al meu păcat, sufletul mi-mi durea, ajută-mă. Nu disperați.
că Domnul Iisus Hristos i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Ca să facă dovada Dumnezeu că iubirea sa este totală, spune Sfânta Scriptură că un ostaș roman a împuns cu sulița inima Domnului Iisus ca ultima picătură de sânge să curgă pentru iertarea păcatelor mele și a păcatelor tale. Domnul Iisus Hristos spune că tot astfel, după cină, a luat un pahar și l-a împărțit ucenicilor zicând: luați și beți, acesta este trupul meu care se varsă, este sângele meu care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor voastre. Beți toți din el, a spus Domnul Iisus Hristos. Luați și beți sângele Domnului Iisus. Doamne Dumnezeule, mulțumim pentru dimineața aceasta. Lăudăm numele Tău. Ești mare Dumnezeul nostru și atotputernic. Tu faci minuni. E Dumnezeul minunilor. Așa ne-a învățat în dimineața aceasta. Dacă pe vremuri a făcut prefăcut apa în vin, în dimineața aceasta preface vinul în sângele Lui Cel Sfânt. E Dumnezeul minunilor. Așa, așa, așa e Dumnezeul nostru. Gloria Lui. Cântăm. Și nu ești
Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Haideți să spunem în rugăciune, mulțumim în dimineața aceasta, ai fost cu noi. Mulțumim că în dimineața aceasta am simțit mâna ta la lucru în viața noastră, a familiei noastre, a bisericii noastre. Toată biserica mulțumește Domnului! Amin.